Bună, bună! Ați venit cu mașina? Cu avionul. Cu avionul, altă treabă. Altă treabă. Mă bucur că sunteți astăzi alături de noi. V-am urmărit pe YouTube, v-am urmărit pe Facebook și mi s-a părut că sunteți un polițist așa foarte haios și spuneți lucrurilor pe nume. În timpul liber sunt haios, în timpul serviciului. În timpul serviciului nu prea, nu? Nu, am pic, am vrut așa, înainte să încep, am vrut să mă uit puțin în studio, să văd ce poate să fie așa de rău la ProTV, că foarte mulți oameni, când îi sancționam, ne amenința, chem ProTV-ul, chem ProTV-ul și merg cu tine până în pânzele albe. Și atunci vreau să le spun polițiștilor, să nu se teamă, că nu e nimic rău la ProTV. Dar vreau să vă spun ceva, pe noi nu ne-a chemat nimeni, adică... Da, mai ales pe voi, da. Da, da, e ok. Sunteți foarte simpatic, pe cuvântul meu de onoare, ați venit din Oradea, da? Iar de povestea asta de Facebook și de vlog, de când v-ați apucat? M-am apucat în și de YouTube, adică sunteți YouTuber acum. Vlogger, YouTuber, creator de conținut, cum se spune. Corect. Vă rog frumos să mă iertați, da? În aprilie, content în creator. Corect, corect. În aprilie am făcut primul vlog. Da. Am muncit la început, eu m-am documentat. Deja vreo un an de zile, doi, mă tot documentez. În ce constă editarea, am căutat programe, am încercat să văd exact cum se face această... Și dumneavoastră le editați, dumneavoastră faceți... Eu le filmez, eu le editez, eu creez, dacă pot să spun așa. Da. Mai sunt colegi care mă mai ajută sau prieteni care mă mai sprijină, mai dau câte o recomandare. Dar șefii ce zic? Șefii nu zic nici da, nici nu. Din ce am văzut până acum nu a fost nimeni deranjat, pentru că am încercat să nu fac lucruri care să aducă prejudicii de imagine. Adică eu încerc să promovez oarecum imaginea poliției și oamenii să vadă că suntem și noi tot oameni și nu suntem niște robot. Crezi că apropie mai mult pe oameni vlogurile și ce faceți pe internet? Din ce văd eu, din mesajele pe care le primesc eu și din reacțiile oamenilor care îmi scriu, eu am rămas surprins. Nu mă așteptam ca oamenii să-și dorească atât de mult să cunoască lucruri din poliție. Să vadă că eu le răspund la mesaje, îmi scriu pe cât posibil. Că deja sunt foarte mulți, așa, probabil acum vor fi și mai mulți după emisiune. Tocmai de aceea eu le spun oamenilor că pot să intre pe YouTube, Tavi Perțea, da? Pe Facebook Tavi Perțea, Instagram. Da, da, și pe Instagram la tot fel. Tavi Perțea, da? Pe tot TikTok? Tavi Perțea și pe TikTok, tot Tavi Perțea. Nu pot să cred, aveți TikTok? Da, am și TikTok, da. Dar bine, pe TikTok pun extras din materialele de pe YouTube. Deci, Tavi Perțea, căutați-l, oameni buni, dați like, follow, pentru că omul ăsta chiar merită. Și vreau să vă spun ceva, când era la Academia de Poliție, erați într-un grup de satiră și de umor. De acolo aveți fanul ăsta, așa? În Academia de Poliție, când am intrat, s-au făcut niște preselecții și se căutau talente, muzicieni, dansatori și comedianți. Era grup de satiră și umor, se numea Strict Secret. Și mi-am dat seama că tot timpul colegii îmi spuneau că am haz și am să mă duc și eu. Și acolo am avut parte de apariții pe scenă, am participat la spectacole, am luat premii și o perioadă de 10 ani de zile am renunțat. Da. Am renunțat la acest talent al meu pentru că m-am concentrat strict pe meserie. Am încercat să învăț meserie, să mă aplic cât mai mult pe poliție rutieră. Am spus, domnule, ce o să spună oamenii? Câte amenzi ați dat până acum, toată cariera? Toată cariera, nu le-am numărat, dar în principal undeva la 100-200 pe an dau eu, pentru că principala mea atribuție nu este să aplic sancțiuni, este să efectuez cercetarea locului fapte la accidentele de circulație. Dar eu, de regulă, când dau amenzi, ori iau și permisul, iau și talonul, nu dau doar așa... La pachet? Da, sau să stau cu radarul în boschet, că nu-mi plac chestiile astea. Căsătorit, nu? Căsătorit, da. Doamna, cu ce se ocupă? Funcționar public. Ați oprit-o vreodată în trafic? Personal, nu. N-am oprit-o că... Dacă nu oprește cineva, nu ce... Hai, bă, că bărbatul meu lucrează și el, coleg cu voi. Nu, nu, i-am... Că am văzut scuza, că de obicei mai sunt femeile când sunt oprite, nu? Da, eu am întrebat după ea, am spus așa, zic că... De când ai permis? De 10 ani. Câte amenzi ai luat? 2. În următorii 10 ani ți le plătesc eu numai să nu spui la nimeni că suntem soț, soție, că nu e problem. Pentru 290 de lei nu-mi pun obrazul la bătaie. Copii? Am o fetiță de 9 luni de zile. Să vă trăiască 9 luni de zile. Și în același timp mi-am dat seama că eu le-am zis oamenilor să intre pe YouTube, să caute Tavi Perțea pe Instagram, pe Facebook, dar dumneavoastră leceți acolo să nu se aboneze. Asta am spus și vreau să insist. Adică? Un pic. Atenție mare. Deci mesajul este să nu vă abonați. De ce? Pentru că există riscul să devin popular. Să prind curaj să spun subiecte mai interesante. Că acum încă sunt reticent, încă nu știu așa cum să iau, dar dacă o să văd că oamenii apreciază ceea ce fac, înseamnă că trebuie să le spunem oamenilor lucruri interesante. Mai e un polițist care la fel a intrat în social media și e popular pe internet, mă refer la Marian Godină, nu? Da, știu. V-a sunat? Să zică, bă, ce faci, colega? Mie e aici din felia mea.
Nu ne cunoaștem, nu cred că este o bătălie, că fiecare... El oricum nu face vlog. Este loc pentru toată lumea, nu, îl cunosc de pe Facebook, i-am urmărit câteva materiale, dar nu am interacționat, n-a fost cazul să discutăm... Da. Colegii ce zic? Abia așteaptă când se lansează cât un episod. Da, cei cu care vorbesc eu sunt încântați, mă susțin, îmi dau idei, cu mulți mă consult, pentru că sunt, eu fac și... materiale de educație rutieră, da. Încerc să ajut oamenii pentru că avem foarte multe probleme cu oameni care efectiv nu știu anumite reguli de circulație banale pentru noi și atunci ca să încercăm să-i ajutăm, să nu fim puși în situație de a-i sancționa, deși omul a avut bună credință, încerc să vin să-i ajut și atunci de multe ori mai consult și cu ei, zic, mă, uite, mai verifică și tu, te rog, pe acest vlog înainte să-l postez, poate mi-a scăpat ceva, aha, poate, corect. Nu știu, am pus un articol greșit sau... Tavie, uite, vreau să-ți arăt un material și să te gândești dacă ai avut și tu vreun exemplu care poate fi menționat la modul de ceva mega haios întâlnit în toată activitatea de polițist, pentru că lucruri tragice presupun că sunt destul de multe, nu despre ele vrem să vorbim, dar uite ce am văzut pe internet, nu e recentă povestea, dar un tip la un moment dat a fost oprit de polițist, i s-a pus alcoolitestul ăla, nu? Echilotestul sau alcoolitestul și ia uite-te aici, l-a pus pe băiat să sufle, da, știi? Știu, fata, da. Îl știi filmul, nu? Da, da. Și suflă și... Hop! Și a căzut ăla pe spate. Da, știu. Da. Se întâmplă chestia asta? La mine nu s-a întâmplat, dar se întâmplă o grămadă. Am avut care a suflat și după ce a suflat a luat-o la fugă. Nu cred. Da, da. Cum i-ai dat să sufle? A suflat, da. Și după aia, după 2-3 secunde, domnul, uite, am arătat valoarea și când am văzut că e pozitiv, a luat, a trebuit să fugim cu colegii după el. Mă întreabă mulți în comentarii dacă pot să-i prind. L-am prins, că s-a aprind așa. Intră chestia aia de sportiv, nu? Și l-am prins, eram și doi colegi. Alte povești? Păi, alte povești. Așa, de... O fază amuzantă care mi se întâmplă de regulă pe schimbul 3 este când oprim conducători auto noaptea la 2, la 3 și fiind prezenta lui la oră târzie suspect, așa, încercăm să, dacă îl testăm, bineînțeles, este pozitiv și dacă este infracțiune, trebuie să notăm și pasagerul în dreapta, pentru că este martor ocular. Dar rugămintea lui, domnule, nu notați pasagerul din dreapta că află soția. Rugămintea lui să nu trece. Luați-mi permis să faceți ce vreți, dar să nu știe soția cu cine a fost în dreapta. Și? Bineînțeles, noi suntem obligați să trecem, pentru că este martor și suntem obligați. Dar ați avut cazuri, tot felul de cazuri? Vreo domnișoară care nu vrea să vă dea actele, ceva? Am avut domnișoare care nu... De regulă dau, dar... Am avut când a fost sub influența băuturilor alcoolice și neapărat că flirta, dar încerca oarecum să domnule, hai să ne înțelegem, nu știu ce, că știți că am petrecut și eu puțin, dar nu mai mult, bineînțeles că sunt nu. Sunt fete cărora le plac uniformele. Da, eu pe soția mea n-am cunoscut-o în uniformă și nu am încercat să ne deficim oarecum, să rupem. Am înțeles, dar uite, sunt le opriți în trafic și... Încearcă să vă las numărul de telefon, nu, poate mai puține, vorbim. Puține, foarte puține. Puține, da, foarte puține, care efectiv să fie... Nu. Da, de alte momente tot așa haioase, cum a fost păi, ăsta cu fiul ăla, l-ai oprit și a fugit. Mai este o scuză pe care n-am cuprins-o în vlog, dar o scuză nespusă, cum ar veni. Yeah. O să încerc să, yeah, să, pot, te rog. Să arăt, este ceva de genul... N-am telefonul la mine, dar o să... Să-i dau peste aia, ia peste aia. Deci, practic, deci, vine șoferul, nu? Este șoferul situația acum. În care, da, polițistul face microfiltru, da. Și vine soțul, vorbește la telefon, că în primul am făcut cu soția. Și acum vorbește soțul la telefon și, bineînțeles, că conduce, în timp ce conduce, vorbește la telefon și zice, da, draga mea, da, am cumpărat flori. Nu din alea ofilite ca data trecută, nu. Nu, am cumpărat flori, da, le-am pus bine să nu se răstoarne, da. Poliția. Gata, iubirea mea, hai că nu m-am văzut, am scăpat, te pup, pa. Și acum să îți spun ce vedem noi. Și noi suntem acolo, facem microfiltru și noi vedem ceva de genul ăsta, știi? Adică oamenii trebuie să înțeleagă că noi vedem lucrurile astea. Adică că a trecut pentru că am considerat noi că nu prezintă un pericol. Corect. Dar nu că ne-a păcălit sau că ne-a fraierit sau că... sunt multe situații. Da, mi-a plăcut și chestia aia că l-ai învățat pe oameni. Că se uită oamenii și zic, unde mă cu mașina aia de 1.9 îi prindeți voi? Și ai zis cum oprește aerul condiționat, 0.9, oprește aerul condiționat, da. Trebuie să știi să o și conduci, nu? Da, păi a fost așa că eu, sincer să fiu, am fost foarte mulțumit de noile autospeciale, dar
toți colegi, unii colegi se plângeau, domnule, că iar ne dau mașini din astea Logan și nu știu ce. Și atunci, bă, mi se pare ok, adică eu am mers cu ea și am făcut și câteva urmări. Nu, dar nu, în timpul misiune, că aveam misiune și știu cum plecau cele vechi de pe loc și cum plecau astea. Și le-am spus, bă, eu zic că sunt ok, nu știu, că nu mă pricep la motorizare, dar zic că sunt bune. Nu, domnule, că are motor de 0.9, că asta am reținut și eu, că nu mă pricep la mașini. Are motor de 0.9 și n-ai ce să faci cu ea. Și la un moment dat, efectiv, chiar ne-am băgat eram în dreapta și conducea colegul și îl văd că oprește aerul condiționat. Zic, păi ce ai făcut? Că are ceva turbo, ceva. Zic, păi ce? Păi am oprit aerul condiționat ca să-l îndemăra. Și atunci mi-a picat... Dar chiar fața e reală, deci. Și chiar merge. Și chiar funcționează. Bă, da. Tavi, să știi că ești foarte simpatic, pe cuvântul meu de onoare. Da, și vreau să-ți dau și eu niște cadouri, dacă tot ai venit de la București. De la Oradea la București. Am în felul următor. Nu, ia un loc acolo, se poate, poți să primești, nu e la televizor în direct. Mulțumesc. E ok, treci în declarația de avere. Da, păi dacă nu te-am oprit în trafic. Să știi că n-am pus, asta e niște zeamă de varză. Să ai la tine, le mai dai la șofer când vine și au băut ceva, le zici, bă, tate, facem un test. Da, după ce faci testul, lua și asta ca să fii bine. Să vedem dacă dă același rezultat. Uite, pe bune, chiar zeamă de varză. Pentru mahmureală, că dimineața mai e mahmur de aia, nu? Păi când vine, am luat permisul, îi dăm dovadă și zeamă de varză. Exact, corect. Și la domnișoare niște gumă mentolată, ceva. La fel, ca să nu se simtă, da. Mai ales acum că stăm și la 2 metri distanță socială. Iar pentru tine un suport, să spui telefonul, bă, să faci niște vloguri, adică... De asta mă bucur, sincer, că eu am ceva materiale, dar mai... Nu, acum am încercat și să fac ce pot, eu nu mă pricep, sunt nou în domeniul ăsta. Dar e bine, uite, oamenii să intre pe Tavi Perțea pe YouTube, pe Facebook. Câți aveai înainte? Hai să verificăm așa pe Instagram. Pe Instagram am puțin, că nu mai mult pe YouTube. 17.000 am pe YouTube. Stai un pic să vedem. Tavi Perțea pe Instagram, da? Da. Ciuca, ai, mă, poți să arătăm Instagram-ul? Instagram-ul, da, e la tine în tabletă. Perfect, ia, hai și uite canalul e la mine. De YouTube, să dea lumea. Dar pe Instagram trebuie să pui și tu poze mai... Păi, pe Instagram mai puțin am... Mai mult comunicăm pe mesagerie cu persoanele care n-au Facebook. Uite, vin aici, fanii, pe Instagram. Mai mult pe YouTube, mai mult pe YouTube discut eu. Pe YouTube, nu? Da. Deci, stai să le arătăm oamenilor canalul ca să știe unde să se... Da, ia, la Radu. Ia, ăsta este canalul, oameni buni, de YouTube al lui... Tavi Perțea, subcomisar la poliția la poliția rutieră din Bihor, nu? Din Oradea, da. Poliția Oradea, aia. Unde e ăsta? Ia să vedem. Am văzut canalul, nu? Perfect. Okay, da. Cum se circulă în București față de Oradea? Chiar mă uitam acum când am venit, că am făcut 45 de minute. De la aeroport. De la aeroport și mi-am dat un sar în ochi tot felul de marcaje, de indicatoare. Nu știu, nu cred că m-aș mai putea obișnui să fiu... conducător auto sau polițist în București. Nu? Nu cred. Adică la noi, dacă să stă în coloană 5 minute, să sună la 112. Aici ar trebui să sună în continuu oameni la 112. Da, e mai relaxată viața acolo. Dacă rămâne un camion un pic în pană pe dreapta 2 minute, apare în ziară și atunci imediat, dacă aici ar avea numai articole cu mașini blocate în trafic. Da, exact. Tavi, să ai multă baftă. Oameni buni, Tavi Perțea, simpatic cu polițist pe care l-ați văzut pe YouTube, căutați-l pe YouTube. Uite, ai ajuns la 18.000 deja, Tavi. Cât, ce? Am ajuns la 18.000. Ia mă, mai arată o dată pagina să... Când mergem și noi la Oradea, Ciucă, să avem o scuză. Hei, știți că noi suntem prieteni. Uite aici, dați follow, oameni buni, și uitați-vă la toate vlogurile, pentru că sunt chiar foarte simpatice. Te lăsăm să te duci la aeroport. Da, mă duc direct. Acum ai girofar ceva? Să te... Nu. Nu merge. Nu, mergem ușor, ne mai dăm după sistematizare, mai furăm idei de marcaje. Fii atent, acum când o să oprești pe unul, o să zică, domnul Perțea, sunt abonat dumneavoastră pe YouTube, domne, vă rog, domne, nu? Da, n-are 3 amenzi, are maxim 2. Îți mulțumim mult de tot, să ai drum bun, salutări acasă soției. Și, dăm așa. Și baftă cu copilul și mulțumesc. Faci bine ceea ce faci, succes. Mulțumesc. Să trăiți! Salut! Exact!